Poate ar trebui să le explicăm oamenilor de ce vara ne relaxăm și toamna avem restricții. Poate și aici sunt multe semne de întrebare pentru cei care nu se vaccinează și nu aleg să facă lucrul acesta în viitor. Da, a fost o relaxare cam rapidă și evident aici vedem că alte state europene care au avut și ele o scădere a numărului de îmbolnăviri au decis mai degrabă să mențină anumite restricții pentru o perioadă mai lungă pentru a accelera campania de vaccinare, pentru a pregăti sistemul medical pentru un nou val. Deci au făcut mai multe lucruri în acest sens. Ori la noi s-a și relaxat tot ceea ce înseamnă partea de restricții, dar nu s-a făcut nici nimic pentru spitale. A scăzut numărul de paturi la ATI. Nu am dezvoltat un sistem special pentru pacienții cu alte boli care au eventual nevoie de sprijin medical de urgență. Nu s-au găsit soluții pentru medicii rezidenți și știm problema aceasta că numărul de locuri disponibile a scăzut, deși avem nevoie de medici. Adică puteau fi făcute multe lucruri în această perioadă de vară, care nu au fost făcute. Acum a fost un ministru al sănătății, au fost oameni care au trebuit să decidă, deciziile par a fi fost cele greșite și da, vocea experților nu a fost auzită în această privință. Putem să corectăm ceea ce se poate corecta în această situație. Nu putem face miracole, trebuie să fim foarte sinceri în această privință, dar cu siguranță lucrurile pot fi gestionate altfel și mult mai deschis. Adică eu aș fi vrut să văd Ministrul Sănătății prezent în presă, discutând cu oamenii, discutând cu experții, discutând cu cei care sunt reticeni, discutând cu ONG-urile. Cred că asta ne trebuie. Dacă pentru a genera încredere în soluțiile medicale, trebuie ca experții să fie prezenți în spațiul public și să susțină, inclusiv la nivel decizional, ceea ce trebuie făcut pentru a gestiona situația într-o manieră adecvată. Cred că, în general, ne trebuie miniștrii de teren, să spun așa, și nu de birou, adică să cunoască realitatea din ministerul pe care îl conduce, nu? Așa ar fi normal. Da, ne trebuie profesioniști, aveți foarte mare dreptate, oameni care înțeleg fenomenul pe zona lor de competențe. Sper că aceasta să fie abordarea și în aceste negocieri. În Partidul Social Democrat am avut mai multe discuții despre profilul viitorilor miniștri și aceasta a fost concluzia. Cel puțin Partidul Social Democrat nu-și dorește și să spunem că nu-și permite să nominalizeze în funcțiile acestea, dacă vom ajunge la un consens, oameni care nu au expertiza necesară pe domeniile lor. Adică am învățat din lucrurile bune făcute, dar și din greșelile făcute. Vom căuta cea mai bună resursă umană și știți că Partidul Social Democrat este un partid viu. Dacă vor fi colegi care nu vor performa, nu vom ezita să identificăm soluțiile bune ulterior, mulțumindu-le celor care au făcut efortul de a fi în guvern și găsind alte soluții poate mai bune. Sper să nu ajungem la această situație. Ne dorim un guvern unde să nu fie foarte multe fluctuații în ceea ce înseamnă arhitectura guvernamentală, să avem miniștri care pot să ducă la îndeplinire ceea ce au de făcut în mandatul pe care îl au, care este destul de scurt. Iată, doar 3 ani până la viitoarele alegeri, dar da, nu știm niciodată ce se va întâmpla pe parcurs și ce modificări vor avea loc în ceea ce înseamnă zona politică și parlamentară. Cred că în paralel, și aș vrea să menționez lucrul acesta, trebuie să identificăm un proiect mai amplu pentru România, adică două partide care s-au luptat mereu, astăzi ar putea să formeze o alianță și ar trebui să profităm de acest context al unei majorități importante în Parlamentul României pentru a veni cu măsuri de modernizare pentru țară, inclusiv în ceea ce înseamnă poate arhitectura constituțională. Nu este un lucru simplu, trebuie să explicăm românilor de ce e nevoie de aceste măsuri, dar trebuie un proiect mai amplu pentru că sunt lucruri de ameliorat. De la funcționarea statului până la atragerea banilor europeni, sunt multe lucruri care pot fi ameliorate și eu sper să profităm de această majoritate pentru a face aceste lucruri, pentru că, din nou, sunt multe, poate, critici, dar sunt și așteptări foarte mari și eu aș prefera să-i răspundem pozitiv acelor așteptări venite din partea României.